Beni și Flavia, am în mână Biblia și am în mână certificatul vostru de căsătorie. Vreau să vă spun că acesta nu rezistă fără aceasta. Și mai spun ceva. Dacă prețuiesc această carte, nu pot să rup certificatul ăsta. Putem spune cu toții amin. Bineînțeles, nu mă refer neapărat fizic, că merg și să faci rost de altul, dar mă refer spiritual. Nu știu cine a făcut certificatul ăsta. Nu știu cine l-a compus, dar vreau să vă spun că e biblic. Și vreau să vă vorbesc despre trei lucruri care lipsesc de pe certificatul de căsătorie. Pentru că cele trei lucruri sunt biblice. Nu e ușor să predici la urmă, după ce s-o mânca pireu, sarmale și cartofi, tu vii cu prăjitura. Că omul alege. Prea mult mac, zice, prea puțin zahăr. Prea multă nucă, zice. Dar eu cred că Domnul poate să lase pentru fiecare un cuvânt. Scurs la subiect, primul lucru care nu-l găsim pe certificatul de căsătorie. Certificatul de căsătorie, dragii mei, nu are poză. Nu are poză. Buletinul, pașaportul, permisul are poză. Și sunt două motive pentru care acele au poză și asta nu. În primul rând, de exemplu, merg la vamă. Vameșul te vede rar. Are nevoie de poză, nu? De cine tu ești? Da? Mergi la o bancă. Nu mergi în fiecare zi la bancă. Mergi poate o dată pe an sau o dată de la două, trei luni, nu? Să uite. Dar voi vă vedeți în fiecare zi. N-aveți nevoie de poză aici. Ați înțeles, da? Și mai e un motiv pentru care certificatul de căsătorie nu are poză. Pentru că dacă avea poză, Beni putea să zică, Flavia, câtă vreme arăți ca așa aici, rămân lângă tine. Nu? Dar știți că chiar dacă nu spunem asta, mulți fac asta. Ce mă, nu mai arată ca în ziua anunții. De parcă el tot așa a rămas, ca în ziua anunții, știți? Soția mea nu mai arată ca în ziua anunții. Nici eu nu mai arată ca în ziua anunții după 10 ani de căsătorie. Suntem mai frumoși ca în ziua anunții. Pe interior. Și asta nu spun eu, spune Pavel. Spune Pavel că suntem din două părți construiți, din casă și din cort. Casa, sufletul, duhul merge la casa din cer și cortul merge în groapă. Ce trist e că unii toată ziua pun preț pe cort. Ce, cum stă cortul, zice? Super. Toată ziua investesc în cort. Beni și Flavia, vreau să vă spun astăzi, noi trăim într-o lume a imaginii. 95 de milioane de poze, lucrez în informatică, Beni, știi lucrurile astea, nu sunt noi. 95 de milioane de fotografii se urcă pe Instagram în fiecare zi. Dar n-am văzut încă nicio fotografie cu o mamă care spală vasele puse pe Instagram. Ați văzut așa ceva? Eu n-am văzut. Nu dă nimeni like la așa ceva. Nu dă nimeni like. N-am văzut poze cu, nu? Să crap lemne la o văduvă. Să pui pe... Dar nu? Dar tu n-ai ce faci? Zice, nu poți să mergi la mall să te uiți la scări cu mărg în sus și în jos. Mergi să crap lemne la o văduvă. N-ai ce faci. Trăim într-o lume a imaginii, dragii mei. Vreau să vă spun că toată Biblia pune preț mai mult pe caracter decât pe imagine. Spune Petru, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, ci să fie un duh blând și liniștit, care este de mare. Dragii mei, lumea în care trăim acum cu acest COVID spune, aurul e de mare preț și argintul, pentru că urmează o criză puternică și prețul aurului a sărit. Dumnezeu spune, aurul e pentru mine ieftin. Duhul blând și liniștit pentru mine e de preț. Acum, nu, mă întreba cineva, mă, dar de ce soția ta nu e plină de aur, de tătie? Păi dacă ar fi plină de aur și ar urla la mine, așa că zice, mă, ce fain stă cu 24 de carate, foarte fain stă. Super, nu. Dar dacă e naturală și știe să vorbească, să vorbiți frumos unul cu altul, ăla e mare preț, nu? Dragii mei, ambalajul vinde marfa, dar ambalajul nu este marfa. Ambalajul vinde marfa, ambalajul nu este marfa. Repet, trăim într-o lume a imaginii. M-am oprit într-o zi cu soția și cu cel la cincelea copil, mergeam la o nuntă și ne-am oprit să luăm un iaurt dintr-un magazin, un iaurt de fructe. Sau cu fructe, că e diferență, știți? Era așa o rodie mare pe iaurt și o căpșună mare. Ai fi zis că numai rodie în iaurtul ăla când îl desfaci. M-am uitat pe spate, că cam asta fac de vreun an jumate, mă uit și pe spate, știți? 0,3% rodie, 2% căpșuni, poftă bună. Dragii mei, voi vă dați seama ce diferență între imagine și conținut? Ce diferență?
Mă rog astăzi pentru cei doi. Hainele, vă stă foarte frumos, dezîmbrăcați frumos, dar le veți pune pe omeraș. Haina caracterului vostru nu puteți să puneți pe omeraș. Pe aia o veți purta în fiecare zi. Și mă rog, Dumnezeu să vă ajute să o purtați cu cinste. Dragii mei, e foarte important lucrul ăsta. Biblia spune în Eclesiastul 31:30, desmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată, apreciată. Mă gândeam aseară la Daniel în groapa cu lei. Nu? Știți că în ziua când ajunge în groapă și ajungem în groapă în viață, nu contează cât de adâncă e groapă, are 2,30 sau 4,50 sau câți lei îs, nu contează asta. Contează un singur lucru, dacă Îngerul Domnului e cu tine în groapă. Asta contează foarte mult. Și am stat și m-am gândit, Îngerul ăla, o noapte întreagă o lucra Schimbul 3. O noapte întreagă o sta cu Daniel în groapă. Dimineața, Daniel e scos din groapă și îi zbăgați pârâșul lui Daniel. Unde s-a grăbit Îngerul, că nu mai putut sta 5 minute? Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de Domnul. Știți că diferența în căsătoria voastră nu se facă câți bani primiți astăzi. Nici exteriorul, nici baloanele, cum se spune aici. Diferența o să facă între voi și alte familii frica de Domnul. Dacă voi veniți la mine acasă, eu vă arăt poate living-ul, poate vă arăt ce am acasă. Dacă vine furtuna, furtuna nu se uită la living, nici la parchet. Furtuna se uită la fundație. Fundația oricărei familii frica de Domnul. Să nu fiți frapați de imagini în viață, să nu fiți atrași de imagini în viață. Samuel, un mare proroc, era să dea like într-o zi. O zis, mă, fii atent, unsul Domnului în fața mea. Imagine, mușchi, bine îmbrăcat, bine făcut, soldat adevărat. Ce-o zis Domnul? Eu mă uit la caracter, nu mă uit la imagine. Îmi doresc caracterul celor doi să fie un caracter extraordinar, construit în anii aceștia prin părinții voștri, prin familia voastră. Nu puteți înțelege ce simt părinții voștri acum, ce bucurie au pentru voi. Să vă vadă în casa Domnului, să vă vadă unul lângă altul, să vă vadă că n-ați ales după imagine, ci ați ales după caracter, după principii. Mai spun ceva și apoi închei punctul acesta. Cea mai frumoasă fată dintr-un imperiu a fost Estera. Și într-o zi trebuie să meargă la împărat. Putea să zică, mă, ce rimel să-mi iau? Ce, nu știu, ce, cu ce să mă fac, mă, să-i atrag? Așa a făcut. Auziți ce-a zis? Auziți ce-a zis Estera? Eu vreau să atrag pe împăratul de sus, să mă întindă el toiagul și pentru asta apelez la post și la rugăciune. Beni și Flavia, oamenii preocupați de exterior într-un mod excesiv nu sunt preocupați de post și de rugăciune. Și invers. Să știți. Familia voastră va rezista prin post și prin rugăciune. O zis Estera, puteam să mă duc pe frumusețea mea, dar eu am vrut să mă duc pe post și pe rugăciune, ca împăratul să-mi întinde toiagul. Și când împăratul din cer îți întinde toiagul, e ceva extraordinar. Trăim o vreme când oamenii nu mai valorifică postul și rugăciune. Au prioritate banii, plicul la doctori, relațiile, telefoanele, sună un prieten, zice. Cel mai bun prieten pe care poți să-l suni Dumnezeu. Asta e mare lucru, nu? Să ai semnal cu cerul zilnic. Într-o biserică din Bucovina, în urmă cu câțiva ani, Domnul vorbi prin glas profetic și o cerut bisericii să intre în post și rugăciune. După prorocie, păstorul nu a mai reluat prorocia, s-a înțeles. Cine a vrut să... Un frate în vârstă, fără să știe nimeni, a zis, eu vreau să intru în 40 zile de post și de rugăciune. Dacă așa a zis Domnul, nu? Când era la noua zi de post, era biserică la ei, la adunare, era program, serviciu divin. Un frate din altă țară a venit care știa limba engleză, vorbea numai în engleză, nu știa românește și a început să predice. În timpul predice folosește următoarea expresie, it's enough nine, ajunge nou. Ăsta care traduce, se uită la el ce spune, ceea ce ai spus acum nu are legătură cu predica. Ce ajunge nou? Și ăsta îi spune pe engleză, tu traduci ce am spus. Și ăsta spune, nu mă simt confortabil să traduc, pentru că nu are legătură cu ce ai spus. Și atunci englezul spune în română, nu știa o babă română, ajunge nouă. Știi cine a înțeles? Bătrânul. O singură persoană. O mers acasă și a zis, Doamne, Tu mi-ai spus că ajunge nouă, dar eu am zis că mă duc 40. Eu vreau să mă duc 40 mai departe. O dus 40 de zile de post
Și după câteva luni s-a îmbolnăvit grav. În ziua când s-a îmbolnăvit, au venit frații din comitet la el acasă, au venit vasă de lucru, s-a rugat pentru el foarte grav bolnav. Și spune Domnul așa, pentru că ai făcut mai mult decât ți-am cerut, astăzi îți dau vindecare. Cine i-a întins toiagul? Dumnezeu. Ce l-a făcut? Dragii mei, niciodată nu o să pot cu valorile materiale să atrag valorile spirituale. Nu se poate. Îmi rog pentru cei doi să nu uite, certificatul de căsătorie nu are poză. Doi, certificatul de căsătorie, dragii mei, nu are... M-am tot uitat pe el, n-am găsit niciunde când expiră. N-am găsit data de expirare. Te uiți pe buletin, îmi spune când expiră, pașaportul, îmi spune, da? N-am găsit. Știți de ce? Termenul de valabilitate a căsătoriei nu e pe 5 ani sau pe 10 ani, e pe viață. Maleah, capitolul 2 cu 14. Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios. Adică Domnul spune așa aici, au trecut ani peste căsătoria voastră, peste relația voastră. Și ce mă doare, a zis Domnul, e că, virgulă, căsătoria voastră a expirat. Dar eu n-am construit-o, așa a zis Dumnezeu. Dragii mei, uitați-vă, noi cumpărăm mașini de spălat, frigidiere, nu? Mă gândeam la o fază aici pe bancă, nu dau cu ușa de la frigidiere tare ca să nu iasă din gara, nu? Să nu? Dar de ce aș trânti ușa de la căminul meu dacă nu cu frigiderul mă comport așa, nu? Am stat și m-am gândit, pentru un frigider te stresezi sau pentru o mașină de spălat, mă, trebuie să am grijă de ea dacă vreau să nu-mi pierd garanția. Voi vă dați seama câtă grijă trebuie să ai de familia ta ca să țină pe viață? Foarte mare grijă. Foarte mare grijă. Și vă mai spun ceva. Lucrurile din ziua de azi sunt făcute să țină puțin. Ca să o cumperi, nu? Altul. Trăim o vreme, generația noastră, dragii mei, nu repară, înlocuiește, din păcate. Deși Biblia spune că ucenicii reparau mrejile. Mare diferență. Da? Dar Beni și Flavia, căsătoria voastră nu are voie să expire. Am văzut soț cu soția, au ieșit la restaurant, eu v-am văzut cu ochii mei. El stătea pe telefon, era plictisit. Ea nu știa cum să-i atragă atenția. Vă dați seama să mă plictisesc în privința partenerului. Cel mai grav lucru. Cu șeful mă simt bine, cu colegii de la servicii mă simt și cu partenerul meu de viață să nu mai am un cuvânt frumos pentru el. Prin cuvinte frumoase puteți face căsătoria voastră proaspătă în fiecare zi. Uitați-vă, dacă ai flori artificiale acasă, nu trebuie să le uzi. Dar nici miros, numai dacă dai pe ele cu Chanel. Altfel n-ai niciun miros. Bine, să nu faci ce am făcut eu. I-am dus într-o zi flori artificiale la soția mea. Am rămas cu ele în mână. Să știți. Și pe bună dreptate, pentru că soția mea m-a zis, tu nu vezi, eu sunt naturală, nu? Și tu mă aduci flori artificiale, nu? Îți faină florile artificiale, că n-ai treabă cu ele, le pui acolo. Dar dacă vrei să ai ceva natural acasă, nu artificial, nu? Atunci trebuie să o uzi în fiecare zi, trebuie să o îngrijești în fiecare zi, nu? Că dacă buruiana mea mai mare ca floarea, ce ai făcut? Eram ieri la o nuntă, la Oradea, nu vedeam mire de flori. Numai flori erau pe lângă, nu vedeam, numai dacă mă duceam după amvon. Am zis să dea Domnul să fie așa în viață, să nu vă vadă oamenii de flori. Că poate fi și invers, să nu te vadă de spini și mărăcini. Ați observat acasă din alea, nu mai vezi gardul, numai spinii vezi. La ei să fie numai flori. Numai, dragii mei, știți care e faza? Știți care e diferența? Florile nu cresc decât dacă te ocupi de ele. Mărăcini și spinii nu trebuie să faci nimic. Stai pe telefon și cresc. Gata. Ploaia vine, nu? Domnul dă ploaie. Dar ce ai semănat în grădina ta când vine ploaia? Că dacă am roșii și castraveți, sunt bucuros că vine ploaia. Dacă am uriană... Benif și Flavia, prin cuvinte frumoase, puteți păstra căsătoria voastră mereu proaspăt. Vedeți, mă gândeam aici, unii se comportă ca și cu RCA-ul, da? Odată la 6 luni își fac asigurare. Zice, mă, odată pe an îi spun la soție că o iubesc. Dragii mei, noi ca bărbați, noi nu avem nevoie să ne spună soția că noi iubești în fiecare zi. Soțiile sunt făcute altcumva. Ele au nevoie de siguranță. Pentru o femeie, nesiguranța e ceva dezastruos. Dacă tot s-o asigur pe Flavia de iubirea ta, Beni, vreau să spun că cea mai puternică forță din univers e dragoste. Pentru că dragoste e cea mai puternică forță din univers.
Dezamăgirile dragostei cele mai profunde, dar și împlinirile dragostei cele mai mari. Flavia se va jertfi pentru familia voastră. Mă gândeam la soția mea, 5 copii, vine al 6-lea în familia noastră. Nu i-a dat nimeni 1000 de euro pe lună. Și spală vase, face, calcă, tot. De ce cauză? Că dragostea e mai puternică ca și banul. E mai puternică. Pentru familie se jertfește, da? Soțul, soția se jertfesc. Vorbiți între voi cu cuvinte frumoase. Biblia spune, vorbiți între voi cu psalm. Acum vreau să vă spun că poți să vorbești cu versete din Biblie și să rănești pe cineva. Să știți. Cunosc pe un frate în vârstă, umbla mult în misiune și într-o zi au venit acasă după câteva zile plecat și soția un pic supărată, un pic mai mult. Și au zis, zi predicatorule ceva din Biblie, că tot plecat ești. Și el a zis, mai amară decât moartea este femeia. Numai că și ea știa Biblia. Și soția lui știa foarte bine Biblia și nu s-o lăsa mai jos. O zis lui Dumnezeu, părul rău că l-a făcut pe om. Cazuri reale, dragii mei, nu venim cu povești. Cazuri reale, dar uitați-vă, cu versete din Biblie pot să rănesc pe cel de lângă mine. Voi să vă zidiți unul pe altul. Să ai o încurajare, auziți o încurajare frumoasă din Biblie. Multe fete au o purtare cinstită, dar tu, nu au zis dar ea. Nu, vorbea cu soția. Tu le întrești pe toate. Flavia și Beni, Dumnezeu astăzi v-a făcut unul pentru altul un ajutor potrivit. Uitați-vă când se întâmplă un accident. Știți câte categorii de oameni vin la locul accidentului? În primul rând vine poliția. Împarte amenzi. Da? Scade puncte. O, cât îți din aștia. Apoi vin reporterii. De exemplu, te rup mâna la un accident și ce spune reporterul? E în comă, zice. Mulți reporteri o să aveți pe lângă voi în viață. Nu vă bazați pe ce spun ei. Că pun TVA-ul mai mult decât din 19%. E bun, că altfel nu se vinde. Știți ce fac reporterii, dragii mei? Adună toate știrile și le dau drumul alea rele. Asta fac reporterii. Apoi, la locul accidentului vin curioșii. Ați văzut vreun curios să facă resuscitare? Nu, curiosul stă și își dă cu părerea. Nu a avut centură, zice. Viteza prea mare. Ăștia-s curioși. O să aveți curioși pe lângă familia voastră cu grămadă. Știți cine vine la locul accidentului și face treaba ce trebuie să facă? Smurdul. Medicul. Eu n-am văzut până acum, dragii mei, niciun smurd cu aparatul de fotografiat în mână. Nu. Eu n-am văzut medici făcând procese verbale. Dar nu-i treaba lor să facă asta. Beni și Flavia, Dumnezeu nu vă chema să fiți polițiști în familie, nici curios. Eu stau pe telefon și soția cu 5 prunci face toată treaba în casă. Și eu citesc ziarul, Libertatea, ca să fiu legat. Sau Adevărul, ca să găsesc minciuni. Nu. Dumnezeu nu m-a făcut în viață curios, Dumnezeu m-a făcut în viață un ajutor potrivit. Dumnezeu nu m-a făcut să fiu de la Sanepid, știți? Dragă, uite cât praf e aici. Asta e Sanepidul. Păi pune mâna. Îți mai spun ceva, Beni, despre Flavia ce tu nu știi. Poate că știi. Eu știu pentru că și Flavia e ca și soția mea. De exemplu, dacă noi spunem, dragă, te iubesc, noi facem legătura între iubire și partea fizică. Și Biblia vorbește că și aia trebuie împlinită. Femeile nu fac asta. Soția mea, de exemplu, dacă are chiuveta plină de vase și eu îi spun te iubesc, soția mea asociază declarația de iubire cu spălătoarea. Să știți. Cei necăsătoriți se uită la mine într-un mod dubios, cei căsătoriți dau din cap. Așa e. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu așa a construit femeia să înțeleagă și să înțelegem și noi ca bărbați ce înseamnă să fii ajutor potrivit, nu băgător de vină, nu critic, literar. Ai greșit verbul, n-ai pus virgulă după ca. Și apoi, de ce nu mai căsătoria mea? Toată ziua numai critici. Dragii mei, Beni, mai spun ceva, un produs își pierde garanția când dai cu el de pământ. De exemplu, cumpăr un aparat cu 2000 de euro și dau cu el de pământ și apoi mă duc la EMAG. E în garanție, nu mai e în garanție, gata. Vreau să spun, Beni, ceva și Flavia, un cuvânt care nu-i spus la locul potrivit, e ca și cum ai da de pământ cu un produs. Știți ce șoc suferă o soție, dragii mei? Am stat săptămâna trecută cu cineva și aproape în fiecare săptămână avem cazuri. Familie la un pas de divorț. Și îmi spunea el despre ea, nu mă respectă. Și el spunea la fel, nu mă respectă. Cuvintele noastre între noi, e dezastru. Știți ce șoc suferă o femeie când
bărbatul pe care l-a ales din toți bărbații din lume o jignește? Nu am cuvinte să explic. Noi ca bărbați știm bine versetul ăla că soția e un vas mai slab. Toți bărbații știu pe de rost versetul ăla. Dar Biblia mai spune ceva. Dați cinste femeii ca unui vas mai slab. Beni, spun o întrebare să nu te grăbești răspuns. Care vas e mai slab? Ăla de plastic sau ăla de porțelan? Eu la copiii mei le-am cumpărat farfurii de plastic. Știți de ce, nu? Dai pe jos și o pui înapoi pe masă. Nu e nicio problemă. Știi ce facem noi cu farfuria de porțelan? Numai când vin musafirii le scoate. Că-s valoroase, nu? Să te ferească Domnul să o dai cu farfuria de porțelan pe jos. Știi ce greu o mai repari? Noi ca bărbați, dragii mei, după ce spunem așa un cuvânt, poate neînțelept, spunem, dragă, te rog să mă ierți, și plecăm mai departe ce schimbă rata la mașină. Soția, după orice discuție, 4-5 ore, ea totul de la zero. Fiecare cuvânt, fiecare virgulă. Așa sunt femeile făcute. Și cuvântul ăla care l-ai spus și nu a fost la momentul potrivit, poate și peste 2-3 ani, să aibă efect. Pentru aia vă doresc căsătoria voastră să reziste pe viață, să o întrețineți cu cuvinte frumoase, cu apreciere. Flavia, dacă Beni nu-i aprecia de tine, diavolul va scoate colegii de servici care să-l aprecieze. Și atunci apar problemele. Și știm ce vorbim. Și invers e la fel. Dumnezeu așa ne-a creat, cel mai aproape de noi, să ne fie cel care ne apreciază, care ne respectă. Vă doresc să ajungeți până la final. Mă uit la Elisabeta și la Zaharia în Biblie. Împreună, nu? Împreună după ce nu mai erau ca și în ziua nunții în poză. Eclesiastul 7:8, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Și în ultimul rând, certificatul de căsătorie, dragii mei, nu are condiții. M-am tot uitat să văd dacă scrie aici, dacă Flavia face ciorbă rădăuțeană, nu știu cum, de bună, atunci Beni va rămâne lângă ea. Dacă nu, ai dreptul să pleci. Dacă Beni îmi cumpără poșeta aia cu nu știu câți bani, atunci eu rămân. Dragii mei, poate zâmbiți, știți câte familii de la lucruri mărunte au problemele astea? Lucruri mărunte, condiții. Beni și Flavia, Psalmul 89:33, puteți acasă să vi-l spuneți unii altuia aceste două versete, dar nu-mi voi îndepărta deloc bunătatea de la tine și nu-mi voi face credincioșia de minciună. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Nu are dragostea nu pune condiții. Dragostea iubește necondiționat. Uitați-vă la Rut, când trebuie să plece cu Naomi din Moab spre Israel. Auziți câte condiții sunt aici. Sau dacă găsiți vreo condiție. Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, Rut 1:16. Voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moarte. Dragii mei, ăsta e legământul, contract. Știți care e diferența dintre contract și legământ? La serviciu am făcut un contract cu șeful meu. Câte vreme lucrez, mă plătești. În prima lună în care nu m-ai plătit, eu nu mai lucrez. Ăla e contract. Știți câte familii fac contracte astăzi? Legământul spune altceva. Chiar dacă nu o să fii sănătos toată viața, eu te voi îngriji, voi sta lângă tine. Chiar dacă o să ajungi pe ajutor de șomaj într-o zi, eu voi rămâne lângă tine. Dragii mei, putea să zică Rut, câtă vreme nu trebuie să strâng spice de pe câmp, vin cu tine. Câtă vreme avem căldură în casă, iarna și aer condiționat, vara, te voi respecta, te voi iubi. Nu, Rut a spus altceva. Naomi, deși îmi ești soacră, că dacă era mama mea, plecam mai ușor cu ea, nu? Deși îmi ești soacră, vreau să spun ceva, rămân toată viața lângă tine, pentru că Dumnezeu este cu tine. Și eu vreau să fiu cu oamenii cu care este Dumnezeu. Că ce folos să fiu lângă orice om din viața asta, din România, dacă nu-i Dumnezeu cu omul acela, eu sunt într-un anturaj greșit și anturajele greșite nu duc în veșnicie. Și sunt familii, dragii mei, care suferă din cauza anturajelor greșite. Beni și Flavia, dacă veți avea prieteni, eu n-am mulți prieteni, am multe cunoștințe, dar prieteni puțin. Dacă veți avea familii lângă voi, și sunt familii, dragii mei, care suferă din cauza anturajelor greșite.
Beni și Flavia, dacă veți avea prieteni, eu nu am mulți prieteni, am multe cunoștințe, dar prieteni puțin. Dacă veți avea familii lângă voi, prieteni spirituali, care să vă îndemne să fiți mai aproape de Domnul, voi veți fi mai spirituali, pentru că cine umblă cu înțelepții se face mai înțelept. Dacă olimpicul stă cu repetentul în bancă, repetentul nu devine olimpic în primul rând. Știți? Ci olimpicul o lasă mai moale, din păcate. Dar dacă unul de 9 stă cu unul de 10, ăla de 9, data viitoare ia 9-50, anul viitor termină cu 10. Asta-i, așa sunt regulile făcute, nu le-am făcut eu. E foarte important să nu folosiți cuvinte dacă în căsătoria voastră, ci să spuneți chiar dacă. Cum a spus Habacuc, chiar dacă nu o să am toate condițiile, eu tot mă voi bucura în Domnul Dumnezeul mântuirii mele. Mă apropii de final, dragii mei, spunându-vă că într-o zi am mers prin oraș să caut o margarină, un unt, să pun pe pâine. Oricum, margarina nu e sănătoasă, conține grăsimi trans, foarte cancerigene. Și am zis, vreau să dau ceva sănătos la copii să mănânce și n-am găsit. Și am venit acasă și Duhul Sfânt m-a îndemnat să deschid Biblia, să caut cel mai bio unt din lume. Auziți, Proverbe 17:1. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace. Îți dai seama, în fiecare dimineață să pui pe sandwich-ul familiei voastre, să pui pace. Dragii mei, așa suntem construiți. Dacă n-avem pace în casă, poate să fie cele mai faine mâncăruri pe masă. Dar nu ai poftă de mâncare. N-ai cum să mănânci. N-ai cum. Dar dacă ai pace, ai pâine cu soare și cu boia și cu un ceai, nici o pâine cu dulceață ai. Nu? Dar n-ai nicio problemă. N-ați văzut cazuri din acestea? Pavel spunea ceva deosebit de important și vreau să vă rămână asta la sfârșit. Și noi tot știm cuvântul ăsta, așa-i? Pot totul în Hristos care mă întărește. Frate păstor, pot totul în Hristos care... Stai, nu te grăbi. Ce scrie înainte de Filipeni 4:13? Nu știu. Beni și Flavia, Filipeni 4:12. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am desprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Și pentru că am învățat să tai din pretenții, să mă jerfesc, cum se spunea aici de fatele Mircea, să-mi răstignesc firea pământească, pentru că m-am învățat să nu bag de vină la orice, ci să fiu un om maleabil, că înțelepciunea care vine de sus e ușor de înduplecat. Pentru aia pot totul în Hristos care mă întărește. Pentru aia pot. Judecătorul 18:6. Beni și Flavia, duceți-vă în pace. Călătoria pe care o faceți nu este sub privirea aparatului de foto. Nu m-am uitat că cum a deschis Beni astăzi ușa la mașină. Dar am fost la o nuntă și o deschis Mirele ușa la mașină și fotograful nu a fost pe fază și a zis către Mireasă, intră de nou în mașină și încă o dată, zice, să iasă fain. Poza! Beni, să deschizi și mâine ușa. Asta e caracterul oameni buni. Știți, sunt oameni care ceea ce fac pentru live-uri. Și o porni camera, zice, nu, hai să zâmbim. Și când nu-i pornă, ce faci? Tai morocănos? Acru, ca și castraveți în oțet. Nu? Nu, trebuie să fii, să zâmbești tot timpul, pentru că este camera lui Dumnezeu care te vede. O zis, călătoria pe care o faceți este sub privirile Domnului. Beni, Flavia, Dumnezeu veghează asupra voastră. Dumnezeu își trimite îngerii să vă păzească drumul. Dar ascultați-mă ce vreau să vă spun. Nu-L folosiți pe Dumnezeu numai la momentele festive. O ieși faină nuntă, au fost faine predicele și cântările. Am strâns câteva mii de euro. Și apoi, uitați-vă la unda din Cana. M-aș fi bucurat să zică mirii, Doamne, rămâi cu noi și mâine. Și poi mâine. Nu mă zici, a fost bun vinul, mă, nu-i-o salva nunta, era să intrăm în criză, mă, era să nu ne ajungă sucurile, mă. Dar a venit Domnul și o rezolva, nu? E fain. Dar mâine ce faci? Că mâine rămâi fără dragoste, n-ai nevoie de înmulțirea dragostei. Rămâi fără răbdare, n-ai nevoie de înmulțirea răbdării. Doamne, lasă-o peste noi. Mă rog ca această familie să fie o familie binecuvântată. Și să nu folosiți certificatul numai pentru Xerox. Ce dragă, unde e certificatul? Mă, nu știu pe unde l-am pus. Lăsa-l la Xerox, mă zice. Nu. Când vă uitați din când în când pe el, să vă amintiți și de cuvintele mele modeste, dar care au venit din partea Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.